Lăudat și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Domnul nostru Iisus Hristos, în lume cât a trăit, la popor și la noroade, mult în pilde le-a vorbit. Le-a vorbit chiar în tot felul, numai să înțeleagă că nu-i altă mântuire nicăieri în lumea întreagă, decât El, Iisus Hristos. El e ușa cerului, doar prin El se poate ajunge sus în calea Tatălui. Nimeni nu te mântuiește, nimeni nu-ți dă iertare, decât El, Iisus Hristos, care-i plin de îndurare. Niciun popă, niciun pastor, evangheliști, predicatori, nu-ți poate ierta păcatul, căci nu sunt mântuitori. Nimeni nu-ți dă mântuirea, orice sumă ai plăti, mii și mii de milostenii, oricâte zile ai posti. Iisus este ușa sfântă, Iisus este izbăvire, Iisus este lumina lumii, Iisus este mântuire. Iisus este pâinea vieții, Iisus este apa vie, Iisus este Domnul nostru, calea către veșnicie. Vai, dar astăzi sunt în lume mii de suflete înrobite de o învățătură proastă, de un popă amăgite. Este multă omenire care n-are atâta carte, însă au și ghinionul de vreun popă să aibă parte. Și săracii, mulți nu știu Biblia ca să o citească, au intrat pe mâna popii să-i mintă, să-i păcălească. Și își duc săracii oameni banii la popa din sat și țin posturi, fac pomene ca să ierte de păcat. Și în schimbul banilor le dă popa la canoane, posturi, unul după altul, că-s mereu lihniți de foame. Și mâncarea cea mai scumpă, el le spune dinainte, ca să fie mântuiți, să-i o ducă la părinte, căci așa-și mai spun unii, că-i părintele cu tare, atunci, Doamne, Avraam, pentru noi, ce ne-a fost oare? Fericit este acela care în viața lui de om n-a avut nicio tangență cu vreun popă de-asta domn, care știe adevărul, dar îl spune pe sărite. Și-au făcut la obiceiuri câte sunt bine plătite. Să nu spun de mormântare, e mai bine mort să fii, decât cel ce este în viață și cu zeci de datorii. Fiindcă popa nu te întreabă, ești văduvă, ai orfani, doar să-i faci pomenile, să-i dai cota lui de bani. Astfel stai cu mortul în casă până-i dai cât a cerut și de nu ai atâta banet, te duci și iei împrumut. Nu te îngroape pe degeaba, nici nu lasă mai puțin. Mai degrabă zici că-i diavol după sufletul hain. Îți ia popa toți bănuții să-l îngroape pe cel mort cu colive și colaci, chiar rămâi sărac de tot. Nu-i destul că ai tristețea după cel ce a plecat, tot ești popa și rămâi 10 ani îndatorat și nu-i gata, că urmează să dai slujbe ani de zile pentru cel ce a murit să primească mântuire. Doamne, cum îi poți răbda pe acești mincinoși plătiți care știu destul de bine că cei morți nu-s mântuiți? Doar dacă au trăit curat cât au fost pe acest pământ și au slujit cu dragoste pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și prostesc pe bieții oameni cu invenții diavolești, că de cel care a murit trebuie să te îngrijești, să-i dai plapumă și pernă și un costum dacă-i bărbat, de-i femeie multe rochii, că
ca să aibă de schimbat, iar apoi la băutură. De-i bărbat sau de-i femeie trebuie țuică și cu vin, că și morții vor să beie, că astfel vor veni noaptea și vor face gălăgie, căutând în frigider după vin, după răchie. Vor și apă, doar puțină, seara așa pe înserat, 7 căi în 7 zile, unde este îngropat, se mai dă la mormântări, lumânări și cu ștergare, iar la popa, fiindcă-l iartă, dă-i ștergarul cel mai mare, groparii și clopotarii, și ei s-au cam molipsit de la popa, fiindcă vor de mâncat și de băut, asta așa, ca să aibă mortul ce mânca, unde s-a dus, apoi plata tot în bani pentru munca ce-au depus ei. Acum urmează, frate, o masă de despărțire, tot cortegiul vine acasă la ospăț și la cinstire, tot cu popa înainte, fiindcă are întâietate, el să bea și să mănânce, ca să se sfințească toate, și atunci să vezi ghifteală și mâncăruri și băutură, fiindcă popa i-a prostit cu așa învățătură. După ce-i gata ospățul la plecare către casă, nu uitați că se mai pun alte bunătăți în plasă. Altă sticlă de răchie, cozonac, sarmale, tort, tu le dai așa la popă, dar le mănâncă cel la mort. Asta e la mormântări, unde-i mare supărare, dar să vezi cât ia la nuntă, că te sperii, frățioare. La nuntă alte parale, dar mai multe cu duiumul, că așa zice zicala, odată se însoară omul. Multe mese și ospețe, băuturi, nu vă mirați. Bea și popa mult să fie tinerii cât mai bogați. După ce se încinge cheful, popa trage și o țigară, că nu sunt în biserică, doar sunt la cămin afară. Trece nunta și alaiul, unde a fost tare frumos, apoi urmează botezul, dar nu cel pentru Hristos. Miri, la căror nuntă chiar și popa a dansat, au acum un copilaș tocmai bun de botezat. Are vreo 3 luni de zile, de când a venit pe lume, are 7 kilograme și 3 șchioape înălțime. Și e bine că părinții să-l boteze imediat. Nu cumva să se întâmple să moară nebotezat. Aici altă mascaradă care n-are legătură cu ce ne-a lăsat Hristos prin cuvântul din Scriptură. Alte daruri și plocoane se dau popii că-l botează, băutură și mâncare care le îngurghitează. Pentru ce? Că minte lumea și o duce în eroare? La nuntă și la botez, chiar și la mormântare, că nu spune adevărul după Sfântă Biblia. El o spune cum vrea el să câștige, să câștige banii ca bani așa, banii ca banii, măi frate, i-ai avut și nu-i mai ai, dar îndreaptă multă lume către iad, nu către rai, că se duce el în iad treaba lui și îl privește, dar mai trage multă lume după el și o prăpădește. Și se chinuie săracii și dau bani, apoi postesc, fiindcă popa lor le-a spus că așa se mântuiesc. Vai, Iisuse, cum pot oare Biblia s-o tălmăcească? Ce, un copilaș micuț știe să se pocăiască? Îndreptar ne scrie bine că Iisus, mângâietorul, 30 de ani avea când l-a botezat botezătorul. Cum se poate un copilaș singur să mărturisească că-l urmează pe Iisus, că nu poate să vorbească? Și aici altă minciună inventată de popiți, nașii, care zic că sunt al doilea rând de părinți. Și vai, vezi, Doamne, ei declară pentru cel micuț din brațe că-l urmează pe Iisus toată viața până la moarte. Vai, și ține cu minciuni, uite așa,
de ani și ani. Pentru aceste minciuni trase adună grămezi de bani. Și când Domnul se îndură și trezește omenirea, unii vin la pocăință să primească mântuirea. Să vezi ce se aprinde popa cu toți diavolii din el, că se pocăiește lumea și rămâne singur el. Și cu cine-și va petrece zilele de sărbătoare? Două sfintele mării, și cea mică și cea mare, Sfântul Gheorghe și Dumitru, Vasile și cu Ștefan, ce-au făcut la sfinți? Și stai aproape trei sfert de ani, dar să nu uităm de posturi care le-au scornit tot ei, iar apoi la bobotează au la fel un obicei și se duc din casă în casă și în orașe și la sate, împărțind apă sfințită și strâng la bănet, măi frate, mai apoi la înviere alta adunătură fac de bani și de bunătăți, ouă roșii, cozonac, căști țăranii de la sate, după un post îndelungat, post recomandat de popa, însă nu și respectat, vin sărmanii de înviere tot la popa să-i aducă țuică, vin, ouă vopsite, cozonaci umpluți cu nucă, și uite așa, făcură popii din credință în Iisus o afacere bănoasă, încă, însă nu le-a fost destul că le dă enoriașii la ei în biserică. Nu mai vezi că sunt băgați popii și în politică și în afaceri de tot felul, doar averia să le crească. A uitat ce important sufletul să-și mântuiască. Mulți din ei sunt conștienți că în curând ne-o întâlni cu Iisus Hristos din ceruri și cu El ne-o socoti și nu vom da socoteală numai de păcatul lor și că au dus rătăcire și o mulțime de popor. Fraților și surioare, stați o clipă și gândiți câtă binecuvântare avem noi cei pocăiți numai pentru lucrul acesta. Neîncetați să-i mulțumim că suntem pe calea bună și nimica nu plătim, căci Iisus, Mântuitorul, de păcate ne-a iertat și pe lângă toate acestea și de popa ne-a scăpat, de aghiasmă, de colive, de pomeni și părăstase, posturi lungi și acatiste de pupat, iconostate, de botezuri inutile și de regiment de sfinți, de nunți și de mormântări, de toți banii risipiți, fiindcă popii sunt doar popi, mai cinstiți sau șarlatani, nimeni nu te mântuiește nici pentru un sac de bani. Bucurați-vă, dar frați, fiindcă suntem pocăiți și nu mai profită nimeni ca de cei ortodoxiți. Tot Iisus ne-a dat lumină din lumina sa cerească, de aceea să-L rugăm și pe ei să-i pocăiască. Doamne, fă să înțeleagă toată tagma popilor, că într-o zi vor plăti scump pentru învățătura lor. Domnul ne-a chemat la El să-i slujim cu dăruire, însă popii pentru tot ce fac este pentru bogățire. Au nesocotit cuvântul Domnului Iisus Hristos, făcând datini, obiceiuri care le aduc folos. Tot ce fac ei se plătește, fiindcă-s robii banului. Niciun verset nu-ți citește numele Domnului. Doamne, Tu să știi cel mai bine care-ți este sfântul plan cu acești popi, care-s cu toții slujitorii lui Satan. Pentru ei îți cerem doar să se facă voia Ta, însă Te rugăm din suflet pe ceilalți, nu-i lăsa, cei care se cred în pop și se chidă la icoane, luminează-i azi pe toți și ai milă de ei, Doamne. Doamne, ai milă de toți, dă-le minte să înțeleagă, să lase icoane, pop și pe Iisus să îl aleagă, să știe că mântuirea nu prin pop o primesc, prin Hristos o pot avea,
toți cei ce se pocăiesc, Dumnezeu face și ea semne clare pe pământ și din când în când vedem câte un popă pocăit. Doamne, strânge-i și pe ei, catolici, ortodoxiți și alte confesiuni, de toți cei nemântuiți. Fă-i să afle adevărul, așa cum tu l-ai lăsat, să se încreadă doar în tine, căci tu ești viu și adevărat. De pe ochi ia-le perdeaua, inima să le-o descui, ca să vadă și să meargă toți pe calea Domnului. Scapă-i, Doamne, de pierzare, de icoane și de popi, de învățătura lor, pe ogorul Tău fă-i snopi. Pentru popa, Doamne Sfinte, nu te rog nici într-un fel, căci el știe ce ceri Tu, doar rămâne tot fidel lăcomiei și minciunii. Nu se leapădă de ele, căci venind la pocăință nu poate aduna avere. Pe noriași salvează-i, căci acești noriași sunt părinții noștri, Doamne, copiii, frații, deci să nu-i lași, căci familiile noastre încă se închină, Doamne, la acești Dumnezei pictați pe pereți și pe icoane. Doamne, Te slăvim deja, fiindcă știm că într-o zi pe toți cei orbiți de popa, Doamne, îi vei izbăvi, că s-ai noștri și ni-s dragi și ne doare pentru ei și vrem să fim împreună când vei veni să ne iei. Mulțumim de bunătate, mulțumim de ajutor, Te-o slăvi noi și cei dragi până în vecii vecilor. Mulțumesc că-s pocăită și nu trebuie să mă închin la vreun popă, ci doar Ție, Tată, Fiu și Duhul Sfânt, azi și în veci de veci. Amin.